Ne întâlnim în seara asta să povestim despre cum s-ar putea sprijini binele în România. Am văzut și studiul făcut de, de Dalus, Cristina Iordache ne poate povesti mai mult despre cum donează românii, ce înțeleg românii prin a dona, care sunt zonele în care donează. Cristina, care a ieșit motivația de vârf? Care a fost cea mai consistentă motivație? Ne încred de a dona sau de a Pentru nu a, 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 a dona? Pentru a dona... Cred că e partea emoțională a ieșit pe primul loc pentru a nu dona din nou încrederea în, în ceea ce se întâmplă cu banii și lipsa de transparență. Plus poveștile care tot circulă și cred că se lovește o bună parte din cei care lucrează în, în ONG-uri, că de unde știu eu că banii nu se duc pe salarii sau mai știu eu pe ce. Neîncrederea este un factor foarte important. Are ieșit covârșitor din studiile noastre și nu numai în acest studiu, care este public și pe care, îl, dacă îl doriți, vi-l vi pot pune la dispoziție. Neîncrederea este un factor foarte important. o barieră extremă. E oprește pe oameni să doneze și... Aici se rupe între filmul. Nu, nu se mai întâmplă nimic după aceea. Fiecare dintre noi, actorii publici, ar trebui să ne căznim, să ne facem cât mai bine înțeleși. Pentru că uh, noi, de exemplu, ne vindem cel mai greu. Uh, drepturile omului și democrația sunt concepte atât de abstracte încât uh, suntem în aceeași statistică subunitari ca procent. 0, toată, toată uh, gașca de uh, organizații, deși Criteriul vizibilității pe care l ai menționat, e, nu, -i, nu, e pro, nu, -i, nu corelează uh, direct și semnificativ. Cred că e important să comunici eficient beneficiarilor. Mai este un obstacol pe care nu l-am menționat, nu l am menționat aici, este uh, birocrația. Deci poate că 2% ar merge mult mai bine, și atunci eu aș rămâne subunitar. Dar în valoare absolută, suma care ar ajunge la noi ar fi uh, relevantă. Dar, așa, dacă din toți potențialii donatori de 2% uh, donează sub 10% din câte știu. Mugur, pe românește există o vorbă celebră, nu o pot spune până la capăt, ea începe cu facerea de bine. Uh, Spunem, care crezi că e profilul mental, profilul psihologic al ideii de a face bine pe românește, de a da, de a face bine? Uh, ok, răspunsul este destul de dificil pentru că ar trebui să vină de la un antropolog, dar eu o să îmbrac niște hăinuțe de antropolog pentru că din câte știu eu uh, s-ar putea să fie, dar nu există o studie de antropologia binelui uh, la români. Dar uh, există niște nuanțe și niște, uh, cum să spun, istorii pe care noi cei care am. Uh, Lucrat în domeniul ONG de multă vreme, am început să le trasăm. Și acum, cum stă cu. Care e istoria cu binele la români? Noi avem o tradiție. Vorbesc de românitatea ortodoxă, nu vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat în Ardeal sau de enclavele de catolicism și de protestantism de pe teritoriul României, unde cariera binelui este puțin diferită. Noi avem, din păcate, o carieră foarte bizară în a face bine până la anul de grație 1989. Dacă este să mergem pe un bine al ortodoxiei, noi avem o, uh, un clivaj mare între milostiv și pomanagii. Deci cam, cam, asta, cam la asta aș putea să reduc eu binele românesc. Singurul lucru uh, instituțional, apropo de bine la români, sunt instituțiile comunitare, care unele dintre ele, atenție, am impresia că încă mai funcționează oarecum. De exemplu, Nunta, care e o instituție comunitară, felul în care noi repartizăm banii, sau CLACA, astea sunt, sau POMANA organizată, care nu este statutată în programul bisericii, ci este uh, un fel de bine făcut prin tradiție. Uh, sau botezul. Deci sunt câteva instituții comunitare care n-au nimic de a face cu biserica, cu toate că pomana și botezul și nunta, într-un fel, par să aibă și componenta lor spiritual-religioasă, prin care se administrau un fel de fonduri comune ale oamenilor care reveneau altor oameni. Și era vorba despre resurse sau despre bani. Uh, și astea sunt trad uh, instituții comunitare, cel puțin CLACA, cu care noi am pierdut legătura prin 40 de ani de comunism. Deci noi nu mai suntem obișnuiți să facem clacă. Am o mamă care este această instituție comunitară care a cam plecat la muncă în străinătate. Și atunci eu, ca individ, în momentul ăsta, m-am trezit în 89 cunoscând o mătușă care era binele făcut de ONG-uri. În care nu prea am foarte mare încredere, pentru că noi nu avem o tradiție ong Înainte de 1940 și ceva, au fost câteva ONG-uri, dar care, în primul rând, nu erau foarte vizibile, și dacă erau vizibile, erau, în general, sub jurisdicția unor persoane care aveau statutul de intangibili ai socialului. Erau fie persoane foarte bogate, fie persoane de os regal. Deci, nu putem să reînviem tradițiile uh, vechi, uh, dar în același timp există un soi de neîncredere care eu remarc că începe să se schimbe acum și uh, culmea dacă ar fi să dau o explicație antropologică, repet, dar nu sunt antropolog, dar o să risc o explicație antropologică, uh, lucrul ăsta se datorează nu faptului că ne-am modificat noi cine știe ce rotiță în cap apropo de binele individual, binele instituțional, ci datorită crizei. Pentru că regula de bază, atenție, de trei ani încoace, peste tot în lumea asta civilizată, scade rata divorțului. Chestie care e un semnal care arată că criza întoarce omul spre un fel de, nu știu, cuibuleț, valori tradiționale, grijă față de sine și față de aproape, că atunci când nu ai foarte mult, aproape că vine să te gândești și la altcineva. De exemplu, la nevastă-ta. Zic, în sfârșit. Și în momentul ăsta, deci suntem, din punctul meu de vedere, suntem într-un moment în care ne retragem spre noi și spre ce bine am putea face și ce bine ar putea să ni se facă, pentru că este un moment de adversitate cu criza, și ăsta este momentul în care purtăm discuțiile astea și în care pare că Încercăm să avem un acces mai critic, dar critic în sensul bun, la ideea de bine individual sau de bine instituțional. Eu sper că în următorii 5-10 ani să se așeze pe o structură nouă și pe care să ne o putem asuma, în care, ca individ, să avem încredere că putem să delegăm o parte din binele nostru grupurilor de oameni care vor să facă bine. Nu suntem încă acolo, dar. Pare să fie un moment mai degrabă bun. Domogu, foarte pe scurt, mutația asta psihologică merge spre precizarea unor structuri emoționale ale facerii de bine sau spre niște structuri mentale mai precise, mai pragmatice. Adică să înțelegi că a face bine cuiva e un bine indirect sau poate mm -hmm. chiar direct și pentru tine. Lucruri profund pragmatice, dincolo de emoțional, de partea superstițioasă a lucrurilor. Da, da, da. Fac un bine ca să mi se întoarcă divin binele ăsta. Corect. Cred că acum este, suntem pe punctul să modificăm și binele să fie făcut și dintr-o perspectivă cognitivă și nu numai emoțional impulsivă. Pentru că noi suntem obișnuiți că de aia spun că tradițional noi avem pe de o parte milostivi și e bine să fii milostiv, pe de o parte avem pomanagii și nu e bine să fii pomanagiu. Deci ca structuri mentale noi avem Treaba asta că dacă cineva este într o nevoie foarte mare, cineva va fi într atât de emoționat încât să scoată banii să zic ce n-a și dute. Noi trebuie în momentul ăsta să operăm și aici sunt perfect de acord o o schimbare cognitivă în care să spunem că binele acesta nu este un lucru pe care îl fac din milă, ci este un lucru pe care îl fac din necesitate de a menține o țesătură socială în care noi să creștem împreună, și că el se va întoarce într-un fel asupra mea prin faptul că voi găsi un, o satisfacție, nu în faptul că am scăpat de o emoție, ci în faptul că am înțeles că fac un lucru bun făcând bine. Și în afară de momentele de compasiune, de momentele de bă, catastrofe naturale și așa mai departe, binele vinde de, de adevăratele în presă? M-am temut că o să îmi pui o întrebare care o să mă încurce cu ce mi-am pregătit de acasă, să vin să spun. Și mi-ai pus. Depinde ce vrei să vinzi. Vinde vreo campanie sau vinde vreo atitudine jurnalistică mai constantă tema asta decât altceva? Banul e ochiul dracului, nu? Dracu, din câte știu eu, nu prea are de-a face mult cu binele. Uh, și din punct de vedere jurnalistic, uh, nu știu cum e în alte medii, dar pe internet, în online, foarte repede îți dai seama, cititorii își dau seama foarte repede dacă în spatele unei anumite campanii e și un interes financiar direct. În special în România, fiind și în perioadă de criză da, cred că asta a fost din totdeauna, cel puțin de când mă știu eu, oamenii sunt mult mai suspicioși și în sondaj, neîncrederea, nu? Sunt în special neîncrezători când vine vorba de ban. Pentru că banul e ochiul dracului. O completarea unui formular de 2% sau un SMS trimis în a face bine e ca și când ai face dragoste prin corespondență. Doamne, e mișto, e romantic, dar ține maxim 30 de secunde după ce ai închis plicul și, sau ai apăsat pe butonul send. Ori, din punct de vedere al cum să vindem binele, și asta am remarcat și ca jurnalist, cred că cea mai bună strategie de vânzare a binelui pe care am constatat-o practic e chiar asta. Nu le cere oamenilor neapărat bani, pentru că poate nu vor să-ți dea cerele altceva. Timp, acțiune, activitate, spunându-le foarte concret de ce le cere asta. Nu ca să salvăm balenele albastre, și nici ca să mântuim uh, Biserica Ortodoxă sau să transformăm România într-o democrație. Fă binele, vino, ajută-mă și fă lucruri pentru ceilalți, pentru că așa o să-ți se încălzească sufletul. E o chestie mai tare decât o cină scumpă la un restaurant bun din București. Clar trebuie să separăm. Sunt două mari forme de angajare. Una este cea umanitară, simplă, directă, despre care vorbeai. Și cealaltă este una abstractă care ar avea nevoie mai mare, pentru că, nefiind atât de cont, în contact direct emoțional, acolo ai nevoie de un surplus de asistență. Nu știu cum să-l definesc. Cele mai tari organizații care cresc acum și care pot să conteze pe feedback și de contribuție uh, directă sunt cele care au crescut cu comunități, grasruți. Și sunt, din fericire, tot mai multe. Să mă întorc la. Un al doilea mecanism important atunci când vorbesc de sentimentul prin care, pe care îl câștig eu atunci când fac un gest omenesc, deci de omenie, deci ajut pe cineva în nevoie. Am postat pe Facebook o povestioară despre o cercetoare din Cotroceni, de la Nic din Cotroceni, care a venit și a cerșit două caiete de engleză pentru fiicele ei gemene care sunt. Se am bătut recordul absolut la audiență pe Facebook din toate poveste, glumele și lucrurile mai serioase pe care le-am pus acolo. Aici au fost milioane de suporte. Unde sunt extraordinar? M-am dus cu caietele la uh, femeia respectivă și am întrebat-o dacă a mai fost cineva din like-urile alea multe primite. Nu aș vrea să facem o legătură între like și beneficiu direct al omului. Că mulți ar fi dat dacă ar fi fost din like. Eu știu, dar să mergi până acolo, să cauți. Am cumpărat greșit, nu vă spun. Am luat altă ediție decât cele cerea învățătoarea Bun. Deci e mai complicat când vrei să ajuți. Dar dacă am putea găsi o formă aici, laiculă like ăla, să ajute banul să circule pe țintă, asta ar fi extraordinar, dacă știe cineva soluția la asta. Mircea a insistat foarte frumos spre ideea de a direcționa binele spre spațiul public sau spre ceva legat de spațiul public. Spațiul public e la noi ceva care nu ne aparține, nu avem nicio legătură cu spațiul public. Spațiul public e al nimănui. Asta și pentru faptul că venim dintr-o istorie în care spațiul public aparținea în mod profund fals tuturor. Prin urmare, întoarcerea de. Preocupare de afecțiune, de interes spre spațiul public de la ora asta e extrem de mică. E neant din punctul de vedere al multora dintre noi să direcționezi ceva spre spațiul public, pentru că ăla e ceva care nu ți aparține. Apropo de spațiul public și de cum transformăm acela, cum îl monetizăm? Dacă putem să împrumutăm din limbajul financiar bancar. <laughs> um... E foarte greu. Noi trăim acum în mare parte și acum când spun noi mă refer la această poșghiță foarte subțire a celor care înțeleg caritatea în nuanțele ei mai, mai complexe. Trăim pe, pe internet și câteodată internetul ne satisface atât de mult acea parte emoțională încât nu mai facem pasul către viața reală. Da, de la like la, la fapta concretă. Are și un nume deja. Nu știu dacă știți, selectivism îi spune, da. activismul pe net și datul de like-uri pentru cauze nobile. Facturi care ar crește facerea de bine ar fi obligativitatea acestor trei zile, două zile, trei ore pe lună și așa mai departe, sau creșterea modei voluntariatului. Pentru că din fericire, a început să fie foarte fashionable, să ajuți, să donezi și așa mai departe. Nu știu câți dintre noi, și aici vorbesc de noi și mulți ceilalți de afară, am avea curajul să ne publicăm rapoartele financiare, așa cum se întâmplă în multe alte țări pentru că am avea probabil senzația că aici la costurile administrative operaționale unde avem salarii, mașină, benzină, apă la birou, că trebuie să mergi noi apă, sunt câteodată niște sume importante. Și atunci publicul ar spune, păi stai puțin, voi luați bani? Mie mi s-a întâmplat chestia asta să fiu întrebat, dar voi de ce aveți salarii? Cred că principala problemă este că nu reușim să facem un semn de egalitate între un business și un ONG, din punct de vedere al calității produsului sau serviciului pe care îl facem, a modului de operare și a transparenței financiare. Și ne punem prea mult obiectivul de suflet emoțional, obiectivul social. Deasupra unei componente mai pragmatice, care ne-ar rezolva foarte multe probleme. Pentru că un donator serios corporate, dacă lucrează bine cu o entitate, va lucra o perioadă mai mare cu entitatea respectivă. Dar pentru lucrul acesta, ceea ce face entitatea, trebuie să semene destul de mult ca operațional, deci indiferent de partea emoțională, care e alta cu ceea ce face el. Deci ne întoarcem la două aspecte care le regăsesc în puține ONG-uri românești și sunt și bătrână și am și principiul că fără colaborare, dat fiind resursele foarte puține și umane și financiare, greu vom reuși să se vadă ceva semnificativ. Puține organizații respectă acest principiu al funcționării as a Business, care e un principiu fundamental. De aceea sunt organizații mari, ONG-uri mari, care primesc foarte mulți bani în alte părți ale lumii, pentru că cineva are grijă să le reglementeze și să le verifice că funcționează ca și businessurile. Și businessurile în altă parte funcționează mai bine. A doua problemă, în țările dezvoltate, un astfel de raport pe donație, ar avea o componentă foarte mică de lipsă de încredere și are, știu, rapoartele din Norvegia, din UK, rapoarte asemănătoare, din Statele Unite, de unde e organizația noastră, au componentă mică de neîncredere, tocmai din cauza faptului că sunt reglementate și funcționează transparent, au aceste raportări financiare foarte corecte, sunt auditate, organizațiile cu rulași peste 300.000 de euro în general sunt auditate, ceea ce înseamnă o grijă auxiliară de a se întâmpla lucrurile bine acolo. Și uh, sunt, uh, și a doua problemă, deci o problemă în reglementare, iar a doua este educația, sănătatea. În general, lumea donează mai puțin pentru ele, pentru că dă taxe. Și atunci vine și spune, de ce să mai fac o donație pentru așa ceva când o parte din veniturile mele se reîntorc către stat și atunci sunt uh, lobiști, sunt entități, sunt grupuri mari care presează ca partea din buget care se duce din PIB, care se duce către educație, către sănătate, să fie consistentă și să fie respectată legea. BCR va lansa platforma Bursa Binelui, care este, simplu spus, o platformă de donații fără comisioane. 5 lei dai, 5 lei ajung la organizația caritabilă, organizația, mă rog, ONG-ul care este înscris pe, pe platformă. În spatele platformei Bursei Binelui, brandul BCR, Mă rog, am încercat să o facem mai discret totuși. De ce produce bursa binelui bunăstare? Asta chiar sunt mândru să o spun. Nu pentru că cineva primește o donație, ci pentru că cineva dă ceva.